Bine v-am găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune pamflet Presa în gura lui Rotundu. O să încep emisiunea de față clarificând câteva aspecte. Mulțumesc tuturor celor care mă opresc pe stradă și mă felicită pentru emisiune și în aceeași măsură mulțumesc și celor care critică anumite comentarii ale mele pentru că mă ajută să localizez unde este partea bolnavă a societății noastre. Dar referitor la cei care mă opresc și mă sugerează că ar trebui să mai abordez și problema cu tare și problema cu tare, vreau să clarific o dată pentru totdeauna faptul că această emisiune aduce în atenția dumneavoastră, prin comentariile mele, evenimente de presă. Deci nu este o emisiune unde dumneavoastră puteți veni să-mi sugerați fel de fel de probleme cu care vă confruntați ca să le prezint în această emisiune. O doamnă de pe strada Împăratul Traian m-a rugat să-i transmit domnului primar, pentru că în cei 3 ani de zile de când este primar n-a reușit niciodată să intre în audiență la dumnealui, de să-i transmit faptul că vrea și ea ca pe strada Împăratul Traian la sărbători acum să fie strada ornată așa cum se ornează partea centrală a orașului, pentru că și cei de pe strada Împăratul Traian sunt plătitori de impozite și taxe. Sigur, toți botoșenenii suntem plătitori de impozite și taxe, însă partea sărbătorească a orașului întotdeauna și în toate orașele s-a axat pe zona centrală, pentru că nu se poate, suntem conștienți de, nu se poate să fie ornată zona marginală a orașului sau toate străzile, pentru că ar implica cheltuieli enorme și atunci degeaba mai plătim noi impozite și taxe dacă banii noștri se duc pe sărbători de genul Crăciunului, Anul Nou sau mai știu eu ce alte sărbători avem peste an. Și acum să intru în problemele noastre. Un fapt foarte grav s-a consumat joi după amiază în orașul Flămânzi. O minte inconștientă, că nu pot să o calific altfel, a împrăștiat alimente otrăvite pentru a otrăvi câinii comunitari. Însă zona în care s-a pus aceste alimente otrăvite este zona centrală a orașului, lângă sediul poliției, lângă sediul primăriei, zona unde sunt blocuri de locuințe, zona unde sunt locurile de joacă pentru copii. Zeci de câini, ieri după amiază, se zvârcoleau în chinurile morții, fiind otrăviți. Femeile răcneau, bărbații înjurau, așa cum obișnuiesc bărbații, copiii plângeau alături de aceste animale. Mulți au încercat să ia câini în casă, să le dea lapte ca antidot, să le salveze viața. Au fost persoane care au suferit atac de panic. A fost sunat medicul Bogdan Marius de la Centrul de Permanență Frumușica, care are în rază de competență și orașul Flămânzi. Medicul Bogdan nu putea părăsi locul centrului de permanență pentru a se deplasa la Flămânzi, că așa sunt regulile și protocolul în condițiile serviciului dumnealui. În schimb, a sunat la 112 ca să semnaleze cazul. De la 112 i-a dat poliția Botoșani. La poliția Botoșani, cel cu care a vorbit domnul doctor, i-a spus: domnule, nu ne interesează, nu e problema noastră, dacă aveți atacuri de panică, sunați la ambulanța, e treaba celor de la ambulanță. Dar domnul doctor voia ca poliția să declanșeze imediat o anchetă la fața locului, să identifice cine a fost persoana cea care a pus alimentele otrăvite pe domeniul public, riscând să otrăvească și copii alături de câini, de unde s-a procurat acea otravă, aceste elemente necesare într-o cercetare, nu le oferă ambulanța. Ambulanța eventual putea fi solicitată pentru cei cu atac de panică să-i ducă la urgențele medicale sau la centrul de permanență la domnul Bogdan. Mai mult ca atât, ăla de la poliție s-a simțit cumva ofensat și a zis: domnul doctor, nu mai sunați dumneavoastră, domnule, să suni aia care sunt direct afectați de ce se întâmplă acolo la Flămânzi.
Deci, cei de la Poliția Botoșani n-au învățat nimic din aceste zile ce s-a întâmplat la ISU București. N-au învățat nimic în ceea ce privește responsabilitățile pe care le au ca instituție a statului ce răspunde de ordinea și liniștea publică. Păi, nu puteau nici aia de la Poliția Locală Flămând să facă o astfel de anchetă pentru că ei n-au competență de cercetare penală. Poliția locală are doar competența constatării unor fapte pe care după aia le predă poliției statului. Pentru că poliția statului are prin lege atributul de a efectua cercetări penale și de a încheia un referat de propunere pentru trimitere judecată a celui vinovat, dacă l-a găsit vinovat de comiterea vreunei infracțiuni, iar procurorul este cel care preia referatul, reface ancheta în spiritul procedurii penale și abia procurorul întocmește ordonanța sau rechizitoriu de trimitere în judecată pe baza căruia judecătorul după aia analizează faptele și stabilește pedeapsa. Deci când domnul doctor Marius Bogdan a sunat la poliție, a sunat în ideea faptului ca cei de la Poliția Botoșani eventual suni la Poliția Flămând și le spună: bă, vedeți că acolo sub nasul vostru se întâmplă un lucru care este foarte grav. Ia vedeți voi ce s-a întâmplat, cine a organizat acțiunea aia și ce măsuri trebuie să întreprindem noi ca eventual fenomenul să nu ia amploare. Nimic din toate acestea. Dar oamenii din zonă, inclusiv domnul doctor, au ajuns la concluzia că toată acțiunea a fost organizată chiar de primarul Dan Oloieru. Domnul primar, care a primit prin hotărârea Consiliului Local un teren, a primit și banii necesari să amenajeze padocuri pentru câinii comunitari, să-i strângă de acolo, dintre blocuri, să-i ducă la padocuri. Nu știe nimeni ce a făcut cu banii alocați pentru așa ceva, dar toată lumea știe că padocuri domnul primar n-a confecționat. A organizat acolo 2-3 cuști de câini care stau goale. Și atunci, dumnealui, ca să scape probabil de reclamațiile legate de câinii comunitari, se presupune, nu am probe, că în înțelegere cu doctorul veterinar de acolo, Micu Țaru, fost primar social-democrat de oraș Flămânzi, actualul primar Dan Oloieru fiind liberal, oameni care am înțeles că colaborează extraordinar de bine, se pare că domnul doctor veterinar ar fi furnizat o travă și alimentele alea otrăvite ca domnul primar să scape de câinii comunitari, nerealizând faptul că acțiunea lor poate să îmbrace un dramatism extraordinar. Pentru că, v-am spus, este domeniu public, aglomerat, blocuri, spații de joacă pentru copii, zonă circulată, zonă comercială și riscul a fost foarte mare. Când a izbucnit scandalul, când a văzut ce se întâmplă, știți ce a făcut cei din administrația orașului Flămânzi? A pus poliția comunitară sau oamenilor să culeagă cadavrele de câini să le pună la buncăr, la containerul de gunoi. Altă decizie tâmpită luată. Pentru că prin lege animalele moarte nu este voie nici măcar să fie îngropate. Ele sunt depozitate în anumite condiții și trimise la un crematoriu la Bacău. Crematoriu Proton, dacă nu mă înșel, se numește. Numai acest crematoriu este abilitat prin legea de rigoare și avizul Ministerului Mediului ca să ardă animalele moarte. Nimeni altcineva nu are vreo competență în această materie. Deci, faptul că s-au strâns câinii morți, zeci de câini, să spune 30, alții spun 35, alții 40 și puși în containerul cu gunoi, s-a creat o altă posibilitate ca să o travă să fie răspândită în zonă. După ce toată tevatura de joi după amiază a apărut în jurnalul vineri dimineață, s-au deplasat în regim de urgență la Flămânzi inspectorii de la Direcția Sanitară Veterinară să deschidă o anchetă să vadă cum s-a ajuns la o astfel de acțiune organizată, de unde s-a procurat o travă, cine a furnizat-o, cine a fost cu ideea, adică organizatorul. Și în sfârșit s-a deranjat și poliția să fac și ei o anchetă. Dar eu n-am încredere în ancheta pe care o va face poliția de la Flămânzi și vă spun de ce. Pentru că șeful poliției oraș Flămânzi, la ora actuală, comisarul Ioan Aniței, a fost pus acolo
spun oamenii, cunoscătorii, politic, a fost pus de domnul deputat Virginel Giriadă și domnul deputat Costel Șoptică, ambii liberali, primarul Dan Oloieru liberal. O să cerceteze șeful de post pe primarul liberal când este tributar Partidului Liberal, că i-a dat funcția asta, dacă nu e chiar prosperă, e de ajuns de bănoasă, cine știe să o valorifice. Și pentru că veni vorba de deputatul liberal Costel Șoptică, rămânem tot în perimetrul primăriei oraș Flămânzi și să vedeți altă minune. Primăria a obținut o aprobare cu fonduri europene să reabiliteze Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu din Flămânzi. Practic, programul a fost inițiat de fostul primar Constantin Pitorac, dar pentru că în 2012 valul, pe creasta de val s-a aflat USL-ul și candidatul USL-ului, deși Pitorac a făcut multe pentru orașul Flămânzi, flămânzienii l-au votat pe Dan Oloieru că era la modul USL-ul, să votează toată lumea cu USL-ul. Și beneficiarul în continuare a proiectului inițiat de Pitorac a fost Dan Oloieru. S-a organizat licitația pentru realizarea reabilitării sediului liceului plus extindere. Cine credeți că a câștigat licitația? Pe lângă Condacea și firma Top Design, care nu este altcuiva decât a domnului deputat Costel Șoptic. Firma asta, știi, toată lumea se ocupă de confecționat mobilă. Dar iată că a ajuns să reabiliteze construcții publice, să schimbi centralii termice. Și a schimbat centrala termică de acolo, de la liceul din Flămânzi, oamenii firmei domnului Șoptică, și au ajuns și la concluzia că centrala aia, dacă îi dă un strat de vopsea, o face nou și o pot folosi la o altă lucrare, ca nouă. Ceea ce ar fi adus firmii domnului deputat o sumă frumușică de bani, de câteva zeci de mii de lei, poate peste 100 de mii, adică 1 miliard de lei vechi. Și oamenii au dosit centrala. Directorul de școală, profesoara Fegel, a observat că a fost substituită centrala și a făcut scandal și le-a spus, aduceți centrala înapoi, centrala trebuie să rămână aici. N-a reușit să-i convingă pe cei care au luat-o să o aducă. Și atunci s-a adresat poliției din Flămânzi. S-a dus în gura lupului. De la poliția Flămânzi, așa cum vă spuneam, șeful Ioan Anitri fiind recunoscător celor din PNL că i-a oferit funcția de șef acolo, sigur că n-a mișcat niciun deget, pentru că se lovea de domnul deputat, de nașul, care l-a botezat acolo în funcție. Și atunci, profesoara Fegel, care am înțeles că e o femeie extrem de bătăioasă, nu s-a lăsat călcată pe bătături și a sunat la 112. De la 112 s-a ajuns la poliția județului, de unde s-a dat telefon la Flămânzi. Până la urmă s-au pus în mișcare cei de la Flămânzi. Dar știți cum s-a rezolvat toată problema? A apărut centrala. A apărut centrala, toată lumea pupat Piața Independenței, s-au mulțumit în sensul că, domnule, ai centrala, i-au spus directorului profesoarei Fegel, ai centrala, nu mai este furată, deci nu mai sunt probleme. În loc ca cei de la poliție s-a făcut ancheta, să fi stabilit cine a ridicat centrala aia din curtea liceului, pentru că centrala aia nu s-a putut lua în spate și fugi cu ea. Aia a trebuit dusă cu o mașină, a trebuit urcată cu un utilaj din ăsta care ridică greutăți. Deci a fost o acțiune organizată și atunci poliția era de obligație ei să stabilească cine a inițiat acțiunea, unde a fost dusă centrala, unde a stat până a fost adus înapoi, cine a adus înapoi, cine sunt vinovații și să stabilească sancțiuni. Că prejudiciul s-a recuperat prin aducerea centralei înapoi la liceu este adevărat, dar fapta, infracțiunea de furt a fost comisă și ea rămâne nepedepsită. Vedeți cum se rezolvă problemele în plan politic și cu instituții ale statului pentru care noi muncim, trudim, plătim impozite și taxe ca ei să-și iei leafa și iată cum își răsplătesc din punct de vedere civic atribuțiunile sau cum se recompensează față de noi. Și tot spun în această emisiune de la început de an 2015 că sunt probleme putre de rău de tot în interiorul poliției județului Botoșani. Și nimeni nu mă aude, nu se întâmplă nimic, nu se ia nicio măsură.
Să trecem mai departe tot la o primărie din județ, că văd că în ultima perioadă cam ăștia îmi furnizează materie primă pentru această emisiune. Știm cu toții că în județ sunt multe persoane cu handicap fizic grav care au dreptul prin lege la însoțitor. Iar acești însoțitori sunt angajații primăriilor și plătiți de către primărie. Este și un caz la primăria Gorbănești, primar social-democrat Gică Iliescu, domnul primar îi acolo în scaun, bine mersi, și se pare că la anul va candida din nou, cum spun oamenii, pe ăsta nu-l scoate din primărie decât prin năsălie. Are la al cincilea mandat, la anul probabil candidează pentru al șaselea mandat. Deci domnul primar are în localitatea Gorbănești o femeie, o fată de vreo 20 de ani, pe nume Roxana, care are un handicap fizic foarte grav și drept de însoțitor. A angajat domnul primar un însoțitor în persoana doamnei Olga Postolache. Numai că această angajată Olga Postolache, în loc să aibă grijă de Roxana, să stea în preajma ei, celei 8 ore de program sau cum e regimul de lucru. Ce credeți că face această Olga Postolache? Ea îngrijește de familia fostului secretar al primăriei Gorbănești, Valentin Calimandruc. Domnul secretar este nașul domnului primar, Gică Iliescu. Și de curând s-a pensionat domnul secretar, adică nașul. Dar finul a rămas în continuare primar. Și atunci, ca să-l ajute în gospodărie pe naș, ce a făcut finul? A angajat această femeie pe post de însoțitor pentru Roxana și i-a dat ca atribuțiuni, sarcini concrete de serviciu, să aibă grijă de gospodăria, de menajul nașului, adică a fostului secretar Calimandruc. La primăria Gorbănești, în moment de față, există secretar, chiar dacă s-a pensionat Calimandruc, o doamnă Murarașu. Există și un asistent comunitar. Aceste două persoane, prin lege, au obligația de a verifica cum își fac datoria acești însoțitori de persoane cu handicap. Păi, cum să verifice doamna secretară și cu agentul comunitar ce face Olga Postolache, că dacă ar face o astfel de verificare și ar încheia un act de constatare și ar pune pe masa primarului, l-ar supăra pe șef. Și atunci șeful, dacă se supără, ce face? Dă afară. Că e ușor de aranjat să dai afară un agent comunitar, că nu îl sprijină nimeni, vai de capul lui, că și așa are leafa la mine pe economie. Ăla ține și cu dință de funcție, deci nu are niciun interes să-l supere pe șeful, pe finul fostului secretar. Secretara nici ea nu vrea să-și complice existența în relațiile cu primarul. Așa că într-o complicitate totală, toată lumea acceptă o ilegalitate. Tot satul știe că Olga Postolache este angajată a primăriei și că face menaj, mâncare sau curățenie în gospodărie la nașul primarului, fostul secretar de primărie, Valentin Calimandruc. Cât despre Roxana, Dumnezeu cu mila. Da, să trecem și la un alt aspect. Venim mai spre Botoșani, așa. Ne apropiem de primarul nostru tinerel și frumușel. Domnul Ovidiu Portariuc a lansat un apel, spune dumnealui, pentru pace politică. Acest apel s-a adresat tuturor liderilor de partid cu care PSD-ul interacționează în activitatea politică și a cerut domnul Portariuc, în calitate de secretar executiv a PSD-ului, ca între liderii politici să instaleze o pace, să fie o colaborare fructuoasă în interesul nostru. Cred că multe nopți nu a putut dormi domnul primar de grija noastră până când a ajuns la concluzia că trebuie să facă pace politică cu ceilalți lideri. Dar ce a înțeles dumnealui prin pacea politică? Deci a lansat acest apel în spațiu public și ce s-a apucat dumnealui să facă? În timp ce a cerut pace din partea celorlalți, dumnealui a trecut la atac. Un prim atac l-a adresat fostului primar Cătălin Flutur. Se apropie alegerile și domnul Portariuc își pregătește terenul. Începe să-și arate colț. Și
a criticat faptul că fostul primar Cătălin Fluturi, care este director la Locativa în momentul de față, n-a avut grijă ca locatarii acelui bloc din Parcul Tineretului, cunoscut drept blocul Textila sau blocul costă 35 de garsoniere, n-a avut grijă ca ăia să-și plătească gazul și că ăștia la Ion au venit și au întrerupt gazul și au lăsat fără gaz în prag de iarnă. Sigur, între toți locatarii de acolo sunt și cei care și-au plătit la zi consumul de gază. Dar sunt atornici, clienți din totdeauna, aia care când prind un ban se duc la barul din colț sau de la parter de bloc și n-au grijă să duc întâi la asociație să-și plătească datoriile. Sau dacă au un ban, se duc la prima alimentară și cumpără de mâncat și de băut, 2-3 zile îs regi, boieri, baroni și după aia rabdă de foame. Dar nici prin cap nu le trece, îl duc să-și plătească datoriile la asociații. Și iată că domnul primar l-a găsit țapii spășitori pe fostul primar Cătălin Frutu și a zis că dacă fostul primar nu achită datoriile cetățenilor, locatarilor din bloc, ca EON-ul să reconecteze blocul la gază, atunci o să ceară destituirea dumnealui în Consiliul Local. Dar Fluturi de unde să achite datoriile lor? Din banii societății Locativa. Societatea Locativa este societate subordonat Consiliul Local Botoșani și este în interesul nostru public. Fiind de interes public, cum poate domnul primar să creadă că îl poate determina pe Fluturi să bage mâna în banul public și să achite niște datorii private ale unor rău platnici care nici prin cap nu li trece să-și onoreze obligațiile de ordin social. Iată ce înțelege dumnealui prin pacea politică. Un alt atac lansat de domnul primar a fost la adresa Consiliului Județean, la adresa liberalului Gheorghe Sorescu, dar și la adresa lui Cătălin Fluturi, că nu putea arăta prilejul să nu-l bage pe dușmanul lui în toată această încrengătură politică. Și a zis că Fluturi, în înțelegere cu Sorescu, nu i-a dat niciun ban primăriei la lui Portariuc, la primăria Botoșani, și că în condițiile astea el nu poate să conducă orașul, că n-are parale. Păi domnul primar a mințit cu o seninătate debordantă, așa cum numai Ponta putea să ne mintă. În primul rând, domnul primar știe foarte bine că în ultima zi, când încă mai avea atribuțiuni de ministru, cel de la Ministerul Dezvoltării Social-Democrat, PSD de-a dumnealui, a semnat un ordin prin care a dat numai primarilor social-democrați din țară peste 39 milioane de lei. A făcut o risipă așa, pur și simplu, dintr-un condei cu interes vădit politic. E drept, la Botoșani n-a dat niciun ban. E drept că noi de la Botoșani îl avem pe Andrei Dolineaschi, deputat PSD de Dorohoi și mare șef în PSD la București, care nici nu s-a deranjat să duc până la Ministerul Dezvoltării, spune, băi, vezi că am și eu un primar la Botoșani, e de-a nostru, dă-i și lui niște parale. Nu l-a interesat pe domnul Dolineaschi. Și vine domnul Portariuc și țâpă acum în spațiu public că vinovată e Sorescu și Fluturi că nu i s-o dat bani la primărie. Dar nu spune că banii i-au împărțit ministrului social-democrat și că pe el l-a sărit. De ce l-a fi sărit? Ei, să-și caute așa domnul primar în oglindă imaginea aia lui de tinerel frumușel și să se întrebe, băi, ce s-a întâmplat cu mine din a reușit să-mi conving ministrul de partid să-mi dea și mie niște parale la Botoșani? Și să nu mai tot cârâie și să acuză și în stânga și în dreapta și pe unul și pe altul, că nimeni nu putea să-i dea lui bani de acolo de unde nu s-au primit. Pentru că atâta vreme cât guvernul PSD cu Ponta în frunte a condus această țară, niciodată, dar absolut niciodată, nu a dat bani la Consiliul Județean Botoșani. Dacă s-au dat bani la Botoșani, s-au dat prin prefectul Costică Macaleț, care este PSD-ist și dumnealui. Prin prefectura Botoșani s-au dat bani și s-au repartizat la primăriile, numai cu primari social-democrați. Și iată că tot Portariuc vine și țâpă acum că s-a comis o nedreptate. Dar nedreptatea au comis-o tocmai oamenii puși de partidul dumnealui în funcțiile alea de decizie. Și a mai uitat domnul Portariuc un lucru așa elementar.
când era Florin Țurcanu, președintele Consiliului Județean Botoșani, a uitat domnul Portariuc. Când înțelegeri cu domnul Țurcanu, banii se duceau numai la primare, social-democrați, iar la liberali, unde Țurcanu ar fi trebuit să fie dat cu prioritate, li strecura așa câte o sumă mai micuță, mai modestă. Iată, dar că domnul Ovidiu Portariuc poate fi acuzat de ipocrizie politică, pentru că una a solicitat dumnealui pacea politică și altele sunt faptele, adică un război politic continuu pe care l-a declanșat. Aș mai fi avut de discutat legat de ISU, de ce s-a întâmplat la nivel de București, voiam să cobor un pic la nivel de Botoșani, pentru că ați văzut și dumneavoastră în ultima perioadă, ISU a făcut controle peste controle, dar eu mă întreb de 3-4 ani de zile încoace, unde au fost acești pompieri, de ce n-au efectuat controle? Ei de ce nu răspund pentru lipsa de activitate de până acum? Și brusc, într-o lună de zile, au ieșit toți la control, amenzi peste amenzi la agenții economici, închid unități și fac iama la madama. Dar să-i întrebi și pe ei, actualul guvern Cioloș, de ce timp de 3 ani de zile au stat pasivi și n-au făcut controle, dar în schimb au adunat bani din sponsorizări la diferite asociații și fundații, bani pe care acum aflăm că au fost strânși, dar niciodată nu o să mai aflăm și cum au fost cheltuiți. Eu vă spun la revedere, ne întâlnim vinerea viitoare la aceeași oră.